Bună! Bună, bună, Florin! Mă, mă uitam recent la un film cu Penelope Cruz și uh, Antonio Banderas, în care Penelope, mă rog, actrița interpretează rolul unui, unui personaj foarte interesant în filmul ăsta și spune câteva lucruri vis-a-vis -vis de a avea copii. Hai prima dată să ne uităm la asta și după care o să și citesc ceea ce a spus. Eu cred că un artist sin hijos tiene una grandísima ventaja. Puede crear de una manera libre, sin miedo. Cuando hay hijos, hay pánico. Las personas se vuelven conservadoras, sin ideas, normal. la de Ea spune așa. Cred că un artist fără copii are un avantaj enorm. Poate a crea liber fără teamă. Când ai copii, e panică. Oamenii devin conservatori fără idei. E firesc. O viață fără copii pe care să-i întreții cu grija că li s-ar putea întâmpla ceva, asta nu-ți lasă prea mult loc să crezi ceva riscant. Ești de acord cu ce spune personajul interpretat de Penelope Cruz în filmul ăsta? Da, are, are foarte mult sens și aici ar trebui să ne uităm puțin mai, mai în profunzime. Latura creativă a omului este, de fapt, latura creativă, latura artistică este latura de copil. Copilul este cel creativ. De acolo vine creația, din joacă, din a explora, din curiozitate. Este latura copilărească a noastră. Și de multe ori, artiștii, practic, unii își activează această latură atunci când creează, alții, practic, rămân cumva în zona asta de copilărie și poate că nu ajung la stadiul de maturitate în care să simtă că poate avea copii. Iar o persoană care nu se simte suficient de pregătită să aibă copii, care poate încă nu a ajuns la maturitatea emoțională necesară să aibă copii, e și mai sănătos să aleagă să nu aibă copii, nu? Pentru că, într-adevăr, ce spune acolo are foarte mult sens atunci când ai copil. Este o responsabilitate foarte mare și vorbește și de panică. Vorbește se, și pot să spun din experiența mea de mamă: există multe frici care apar odată cu apariția copilului, pentru că ești responsabil dintr-o dată de o altă ființă umană deciziile pe care tu ca părintele ei pentru el îl pot ajuta sau îi pot face rău, îl pot ajuta să, nu știu, să crească, să evalueze sau îi pot face rău pe viață. Adică tu ca părinte ești pus în fața unor asemenea de decizii. E... și îmi dau seama că nu doar când copilul este mic simți asta, ci chiar și când este mare, tot stai cumva și te gândești: Am mâncat, a dormit bine, cum este la job, cum este în relația de cuplu, nu? Adică mereu, mereu ai această grijă față de copilul tău. Și evident, nu toată lumea poate să ducă, nu toată lumea poate să-și conțină și să-și să gestioneze propriile emoții, propriile evenimente din viață, dar rămite să uh, aibă grijă și de un copil. Da, da, da. Eu acum îmi dau seama că probabil nu sunt la maturitatea necesară și pentru că nici măcar nu-mi doresc copii, știi, și asta e și așa sunt eu, nu? Și nu pot, dar pe de altă parte Mă uit la persoane cu... Mă sperie când văd, dar, uite, îți spun o chestie interesantă. Am fost în mol săptămâna trecută, în două măluri, dar într-unul era o familie cu un copil mic și copilul avea o criză de-asta de plâns. Plângea foarte, foarte tare. Cred că se auzea aproape totul. Nu e un mol foarte mare, e destul de mic, dar se auzea foarte tare. Făcuse o criză. Cum se gestionează situațiile astea? Aceste crize se numesc crize de tantrum, crize de plâns sau crize de furie și... De multe ori se ajunge la asemenea crize din cauza faptului că părinții nu au setat niște limite pentru copil de la bun început. Adică, atunci când copilul este deja suficient de mare încât să înțeleagă, să vrea ceva, vorbim de copii care deja merg singuri, deja știu ce înseamnă diferite lucruri, diferite obiecte, cam de la 2-3 patru ani, cam așa, cam aceasta este vârsta la care au loc tantrumurile uh, și părinții nu stabilesc niște limite clare, atunci, da, copilul um, este confuzat, copilul este confuz. Dacă la o vizită uh, în magazin uh, copilul vrea, uh, nu știu, o pungă cu geleuri și părintele îi cumpără, iar la următoarea vizită în magazin copilul vrea încă o pungă cu jeleuri și părintele spune nu, nu ai voie, nu-ți iau, n-avem bani, atunci copilul care a primit data trecută acea pungă cu jeleuri nu înțelege de ce și el nu are capacitatea, nu are abilitatea dezvoltată de a-și gestiona emoțiile. El când simte furie, Exact, și este da. sănătos că se exteriorizează, pentru da? că orice emoție dificilă. Nu o să numim emoții negative pentru că ele nu sunt negative și pozitive. Sunt emoții dificile, greu de gestionat pentru noi, care nu ne plac și sunt emoții care ne plac. Da? O emoție dificilă care se acumulează în corp atunci când părintele nu îi permite copilului să-și o exprime, la un moment dat poate ajunge, se poate transforma în anumite afecțiuni fizice. Există și acestă, această zonă, această în psihologia somatizare somatizare pe fond de stres, adică de stres știe toată lumea, nu? Că pe fond de stres apar tot felul de, de boli, de afecțiuni. Uh, unele, uh, doar la nivel, uh, cumva simte persoana, dureri de cap sau dureri de stomac, anumite probleme. Uh, unele chiar vizibile, probleme de piele sau deja diagnosticabile, în funcție de stadiul la care s-a ajuns cu uh -huh, stresul. Da, da, Ce înseamnă da. stresul? Stresul înseamnă niște emoții dificile Puternice, unele pe termen lung, altele pur și simplu un șoc emoțional puternic care se poate transforma în anumite boli. E, revenind, să spuneam că este bine că se exteriorizează copilul dacă face această criză acolo, că e bine că se exteriorizează emoțiile, ok, ce facem cu el? Și dacă e să răspund la întrebarea ta, cum gestionăm o asemenea situație, pe moment, atunci, nu ajută să-i spunem copilului argumente logice, pentru că el este în emoție, în creierul emoțional, el plânge, el simte furie, el simte revoltă că nu ei vrea foarte mult, el simte această dorință și nu ajută să-i spui, știi că acum nu am bani sau știi că nu ai voie să mănânci dulciuri pentru că o să faci cari sau știi că nu poți să-ți iau acest pluș pentru că... așa, ți-am luat deja unul ieri. Nu ajută, el nu va înțelege, va continua să plângă, să și spui uh, cel mai sănătos este în primul rând să i validezi dorința, să spui înțeleg că îți dorești această pungă de jeleuri sau un, știu că îți dorești acest plușuleț, este atât de moale, atât de frumos și înțeleg că îl vrei și atunci copilul simte că îl înțelegi. <hie> și nu mai simte nevoie să urle și mai tare ca să se facă auzit. Asta e primul uh -huh, pas. Uh -huh. uh, și să fie alături, te sunt aici lângă tine până te liniștești. E important ca tu, ca părinte, să poți conții emoția, să, să nu intri tu în defesivă și într-o luptă cu el, pentru că de multe ori sunt. Da, da, e începe mai rău să facă atunci. Da, bineînțeles, pentru că vrea să se asigure că tu înțelegi da, da, dorința, da, nevoia, da, frustrarea da, și supărarea. Iar tu, da. dacă îi spui nu, că nu, că nu, el va continua și va insista. Și, de fapt, ce se întâmplă de multe ori este că e un copil de trei ani și un adult care emoțional tot e pe undeva la trei ani, că începe să se certe cu copilul. Da, da, Aici da, e nevoie da, de maturitate. Să, da, da. să nu ne certăm cu copilul pe, pe poziție de egalitate, ca și cum ar fi mm -hmm. doi copii de trei ani, ci să avem maturitatea da, să da, da, da. îi Ținem emoția, să-i fim alături și să îi direcționăm emoția și comportamentul. Dar cum se pot evita situațiile? De cum să nu mai ajungă să urle acolo? Asta e cea mai bună întrebare, pentru că întotdeauna este mai ușor să previi decât să da, tratezi. Da. Și uh, sunt uh, în general sunt cam puțini părinți care n au pățit-o niciodată, pentru că um, te prinzi la un moment dat că e o problemă. Până atunci n a fost o problemă și nu-ți dai seama. Te prinzi în momentul în care se întâmplă. Până atunci n-a fost o problemă, nu? Și atunci n-ai de ce să-ți faci griji. Da, e da. momentul în care se întâmplă. După aceea, fix pe moment, atunci, nu mai ai ce să faci decât să susții conții fie alături de copil și să stabilești o. să-i spui, uite, vom vedea când îți iau acest plus sau această jucărie, o să stabilim împreună, ulterior, după. Și se stabilește o regulă de fiecare de exemplu, regula poate fi: de fiecare dată când mergem în magazin, îți alegi un lucru care costă maxim atât. Nu știu, o bombonică, o ceva, sau uh -huh. un biscuite, adică o, un pachetel de biscuiți, da, da. ceva ce poate să-și aleagă și cu ce și tu părintele ești de acord, pentru că și părinții au diferite, nu știu, unii părinți poate nu-i dau copilului dulciuri din comerț, alții, da, da, da. Uh -huh. deci uh -huh. uh, stabilim regula și în cadrul regulii lăsăm copilul să aleagă și, de exemplu, are știe regula și vine și vrea două chestii, da? Uh, și îi spun, îi reamintesc, îi, îi spun, te înțeleg că vrei două, uite, vrei și pachetul ăsta de biscuiți, vrei și, bă, nu știu, guma asta de mestecat sau vrei și bă, bombonelele astea. Uh, e în regulă, uh, nu e nicio problemă că vrei. Uh, și o să revin imediat la asta, e foarte important. Nu e nicio problemă că vrei, în regulă că vrei. Uh, în același timp, noi am stabilit împreună o regulă că uh, e ok să-ți iei un singur lucru. Pe care dintre astea două vrei să le iei acum? Mm -hmm. Și pe care data viitoare? sau poate vrei altceva uhum, uhum. și copilul în momentul în care simte că are uh, libertatea de a alege chiar și din două sau din trei uh, opțiuni, în momentul în care tu ca părinte ai încredere în el că alegerea pe care o va face va fi bună în cadrul acestei opțiuni el simte că este competent, el simte că m, părerea lui contează, el simte că este important și atunci nu mai are nevoie să ți dovedească ție părintele că și da, el da, acolo da, există da, da, important și are o voce. Da, Știi? da, 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 da. Da. Deci, aha. da. Și apropo de dorință, e foarte important un detaliu. Mulți părinți, în momentul în care copilul vrea ceva ce nu se poate, părintele. M, se supără pe copil din cauza asta, începe să-l certe, să-i spună că nu, că nu ia și că uh, nu trebuie să vrei. Cumva asta e mesajul, că nu trebuie să vrei. Și pe termen lung știu unde se ajunge, pentru că eu sunt, sunt și coach, fac și coaching cu adulți și se ajunge pe termen lung uh, la situația în care adultul nu mai știe ce vrea pentru că s-a dezvățat să-și dorească. El... A, a învățat că a dori e ceva rău, e ceva ce um, poate strica relația cu adultul, cu persoana cea mai importantă din viața mea și atunci nu mai, nu mai îmi dau voie să-mi doresc, nu mai știu ce-mi doresc și urmez uh, automat... Setările de la părinți spun ce fac, ce mi se spune, fac ce îmi spun părinții, după aceea fac ce îmi spun șefii, partenerul de cuplu, și părintele, după aceea, stă și se întreabă da, de ce copilul meu e așa de obedient și e, 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 stă sub papucul cu nevestii sau uh, face da, la ce vrea din ea. Da, da, Pentru da, da, da. că de mic a fost forțat să nu vrea, să nu aibă opinii și să fie ascultător în sensul de obedient. Dar niciodată nu m-am gândit la asta. <gântu -i> Dar da, sunt curs legat vis-a-vis -vis de știi că a fost, eu am trăit, la. când eram mic, copii, părinții mă mai băteau. Asta e, că, na, da, bine, mă mm -hmm. acum de mama, mă obișnuisem atât de bine cu bătaia cât îmi doream, pentru că știam că în momentul în care ea mă bate, o dorea pe ea mai tare mâna decât și va apuca râsul. Dă dădea, mm -hmm. dă dea, dă nu mai putea de râs și va apuca un râs foarte puternic și se enerva mai tare și pe că nu mai zici, deci, cred că, am disperat-o mm -hmm. și îmi pare rău că am făcut asta, dar făceam intenționat prostii, că știam că ce o să fac, tot pe ea o să o doară. Până la urmă, bătaia este bună, eu, eu, am crescut eu cred că am crescut bine, dar nu-mi dau seama o avea și niște probleme psihologice despre care nu știu Da, apropo de probleme psihologice despre care nu știm, <rătări> da. care nu știm <hătări> întotdeauna în momentul în care Apare un copil în viața noastră, apare copilul nostru, pentru că la alți copii suntem cei mai buni părinți să dăm sfaturi, da? da, da, da. Și eu, înainte să am copilul meu, mamă, ce, ce sfaturi de am surorii mele care avea deja copil, mamă. Da, da, dacă e copilul tău, cred că e cu totul cred altfel, că adică se tău, schimbă și mintea. Bineînțeles, ta Bineînțeles, exact. Și cel mai, cum să zic, cel mai provocator este faptul că un copil îți pune în față o oglindă în care te vezi tu și cu calitățile tale și cu defectele tale vezi lucruri despre care nu vrei să știi că le ai în tine uh -huh. știi te uh -huh. vezi pe tine practic el îți arată butoanele tale sensibile locurile tale sensibile unde nici măcar nu vrei să te uiți dar ca să îl crești frumos trebuie să te uiți pentru că el te copiază pe tine știi și revenind la întrebarea ta cu bătaia bătaia, amenințările, pedepsele, fac parte din parentingul condiționat, adică din a motiva copilul prin condiționare. Adică dacă nu faci ce îți spun sau nu te comporți cum îți cer sau nu ești așa cum vreau să fii, ești pedepsit bătut, ți se ia telefonul, la mare modă e, nu mai ai timp de telefon de ecran așa, nu mănânci dulce, nu te duci la, să te întâlnești cu copiii cu care vrei să te întâlnești și așa mai departe, prin pedapsă. Însă, ce se întâmplă? Atunci când motivăm copilul prin condiționare Pedeapsă, bătaie sau amenințări sau orice alte condiționări, sau prin condiționare pozitivă, prin recompense, nu se formează motivația intrinsecă, motivația din interior. Copilul este în, învață să fie tot timpul împins de la spate. Mm -hmm. Știi? El da, nu-și da, formează da. motivația din interior, adică. Cât timp tu, părintele, vei sta lângă el și îl vei amenința că dacă nu-ți faci temele, n-ai telefon, dacă nu uh, vorbești frumos, uh, îți dau o palmă după ureche, uh, el, cât timp face asta, da, el va face, însă în momentul în care rămâne singur în colectivitate sau uh, în altă parte, nu va face. Și s-au făcut studii care au arătat că S-au uh, uh, luat, luat două grupuri de copii, uh, li s-au dat o activitate interesantă pentru vârsta lor, potrivită pentru vârsta lor și interesantă. Și unora li s-au promis recompense. Uh, uh, foarte interesant că cei care n-au primit nicio recompensă și n-au știut că se poate primi recompensă au fost mai interesați, mai curioși și mai implicați în activitate decât cei care au primit recompense. Uh, scade motivația adevărată. Da, 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 și până da. la urmă pe termen lung ce ne dorim? Ne dorim să educăm un adult uh, responsabil și motivat cu adevărat din interior. Deși se poate trăi foarte bine și cu motivație extrinsecă pentru că atâta timp cât ești angajat, tot timp ești motivat din exterior, faci bine, îți primești primă, așa faci e, da. greșești, ți se tai din salariu, în relațiile de cuplu la fel, ai greșit, dormi pe canapea, uh -huh, nu uh -huh, uh -huh. ai făcut bine, nu știu, primești un buchet de flori, o, o, da, da, o excursie o așa. Da, 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 da. Se practică mult chestia asta, însă în realitate motivația reală ar trebui să vină din interior, așa este sănătos. Uhum, uhum. Vreau să-ți povestesc o chestie Am mers în, în urmă cu vreo Cu o lună la un anumit tip de restaurant Era foarte mare și cu spațiu afară Și erau trei copii de 6 ani O fată și doi băieți se stropeau cu apă, îi la toalete și la femei și la bărbați împreună, se stropeau, cu... făceau făcut dezastru. Copiii ăia se pot educa să nu mai facă, adică mă gândesc și la, la clienții care sunt, stru... eu, eu privind așa din afară, ok, nu, mie poate nu-mi nu pasă. Pe tine eu... nu te nimerit, nu te-a stropit, nu? nu da. m-au stropit și pe, și pe mine, dar da. nu, nu mă supăr că era, să sunt copii da. nu, și nu stau să-mi pierd timpul cu așa ceva, să să da, da că nu, nu pentru că am mai importa de, de, făcut, da, da, asta da, e, da. sunt niște copii, stau, ce fac, stau să mă cert cu ei. Stai, da, da, dar stai. nu toată lumea e așa. Dar nu toată lumea este așa da, și, da, și nu toată da. lumea. Dar asta e cum. cer părinții pot educa, asta e întrebarea. Pot fi educați să nu mai facă dezastru? Că ei vin acolo zici că au venit la distracție. Aaaa! să distrugem și mese și tot. Mm -hmm, mm -hmm. Foarte, foarte bună întrebarea ta, pentru că. Uh extrema cealaltă a condiționat, autoritar, în care părintele e șeful și taie și spânzură, pedepsește, lovește, pune restricții, da? Extrema cealaltă este parentingul permisiv, în care părintele lasă copilul să facă ce vrea. Nu impune limite, nu îi, nu îl ghidează, nu îi transmite reguli, da? Și copiii au nevoie de limite, copiii au nevoie de reguli în cadrul cărora să acționeze. Pentru că atunci când sunt mici și, în general, până când devin adulți, copiii nu pot face față tuturor provocărilor prin care trec și prin care se confruntă familia. Dar, în momentul în care părintele îl lasă să gestioneze singur niște probleme mai mari decât copilul poate duce, atunci se formează trauma și copiii educați de părinți permisivi de multe ori sunt puși în situația, sunt forțați să-și asume rol de adult și un copil forțat să se maturizeze mai devreme, practic să ia decizii care nu sunt de competența da, lui da, 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 și un copil da. maturizat prea devreme nu este un motiv de bucurie cum se... Da, Credea da, da, înainte, da, da. a, uite ce matur Macru e, e la 15 vârsta... ani, sau da, 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 la 10 da, 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 ani, da. sau la așa ce matur e. Păi, că ajută... eu ca... păi da. cred că și părinții mei eu, Ia, Uite, păi, tu de ce nu ești așa? Păi, nu sunt că eu sunt mai tâmpit, așa, eu sunt copil, nu tu, știu. Tu, tu, tu ai avut niște mecanisme de protecție care ți-au protejat cumva copilăria, știi, pentru că iarăși revin la uh, ședințele de coaching cu adulți, din care văd, da, inclusiv eu uh, am. Am fost de la un punct, am fost pusă în situația să am grijă de mama mea care trecea printr-o perioadă dificilă și de depresie. Și atunci și eu și sora mea, se numește parentificare în psihologie chestia asta, adică ne-am asumat rolul de părinți ai mamei noastre. Mm -hmm. Și după aceea trebuie noi amândouă să facem fiecare terapie și ca să ne să re Retrăim perioada într-un mod sănătos, pentru că ce se întâmplă în momentul în care copilul este forțat să ia rolul părintelui, părintelui său. El se blochează la vârsta respectivă în imaturitate și după aceea la ulterior la 30, 40 de ani, oricum iese la suprafață acea acea da, traumă, da. acea pentru că nu este ceva sănătos. Există o ierarhie, suntem bunici, părinți, copii, după aceea copii, copii și mai departe, da, este da, ierarhie da, da. care trebuie respectată. Da, în momentul în care o persoană din această ierarhie nu este suficient de matură emoțional și nu este capabilă să-și gestioneze propriile trăiri, atunci, iată, se, produ se produc asemenea, nu știu, asemenea. Da, ieșiri din ritm, asemenea mm -hmm, mm -hmm. Uh, anomalii, să spun. Da, Dar da, ele da. Se, se rezolvă toate în coaching, terapie, în lucru cu sine. Slavă Domnului, sunt instrumente, asta este minunat. Da, da. 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 Și până la urmă, în situația asta cu copiii care fac dezastru când merg în locuri publice, na. Da, da. Aceștia sunt copii care nu nu au primit o ghidare din partea copiilor în privința regulilor în societate, în privința comportamentului, da? Dacă sunt copii de 2-3 ani, e ok pentru că ei acum învață, da? Și atunci, momentul Dar în rog, care. Cam de 6 ani? A, da. În momentul în care îl văd pe un copil de 2 ani că ea și împroașcă da. pe altul. Te duci și îi spui. Aha, da, și doi ani. Atunci faci educație. Bineînțeles, el înțelege de el un burta mamei. Aha, <laughs> Asta înțeles, e important. Da, da, da. eu nu știu. Da da, 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 da. Da, sunt părinți care până când copilul nu începe să vorbească, părinții nu spune că e mică, nu înțelege. Pa nu, înțelege. Înțelege încă de un burta mamei. E foarte important. Pe cum, așa, nu înțelege, nu înțelege și brusc, deodată, da, la un da, an și ceva, începe să vorbească. Da, da, deci, da, da. da. imaginezi ce proces complex se întâmplă în mintea lui. Că uhum. învață o limbă cu tot ce prespune această limbă? Da, adică da, da, înțelege da. foarte bine. Revenind, deci dacă se întâmplă la un copil de 2-3 ani să facă asemenea lucruri în, într-un local ne ducem el și spunem asta e bine, asta nu e bine, vrei să împroști cu apă, uite, hai să mergem afară să împroști cu apă sau vrei să împroști cu apă, mergem acasă, te pun în cadă și împroști cu apă pentru că și aici e important, să vedem care e nevoia copilului dacă nevoie este să se joace cu apă și pe la 2 ani chiar au, un an, jumate, 2 ani au nevoie să dea se juca cu apă îi dai un lighean, îl pui în cadă și lasă să se joace din capul <laughs> da, în picioare. Da, 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 da. Și el știe că-și satisface nevoie de a se juca cu apă într-un loc în care poate să facă orice. Și tu, ca părinte, stai liniștit că nu deranjează pe nimeni și nu-ți udă covoarele, da, da? Da, 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 da. Asta odată, îi direcționezi într-un mod sănătos. Și, în al doilea rând, îi spunem despre reguli în societate. Dacă tu îl uzi cu apă pe acel copil, el va răci. Și nu vrem să-i facem rău. Ok, vrei să joci cu apă? Foarte bine. Uite, te duci și împroști apa pe trotuar sau uite, uzi florile. Da, da pui da, apă da. la flori. Dacă este un copil de 6-7 ani, e clar că uh, s-a ratat acest moment. E clar că acestui copil nu i s-au spus regulile sociale, nu i s-au spus uh, care sunt limitele. da, Și e important ca părintele să fie și ghid, pentru că... Uh, și asta este un părinte permisiv, de obicei, un părinte care... Lasă copilul să facă ce vrea, în ideea să nu-i afecteze personalitatea. Dar îi afectează mai mult personalitatea și formarea copilului îi afectează mai mult dacă nu îl ghidează, dacă nu îi dă niște repere. Pentru că, la un moment dat. Uh, S-ar putea să o pățească rău de tot. Poate nu la 6-7 ani, de față cu, cu părintele, dar poate la 12-15 ani în colectivitate, mm -hmm. când va deranja foarte mult pe altcineva. Va învăța lecțiile, însă, într-un mod destul de dur. Și între extrema parenting autoritar și parenting permisiv, avem parentingul necondiționat, parentingul conștient în care. Uh, îi cu iubire necondiționată, cu acceptare necondiționată, cu respect pentru copil și pentru cine este el ca persoană, cu curiozitate și deschidere să-l descoperim cu talentele și abilitățile lui, îi îl ghidăm și îi, îi construim un cadru în care el să poată să se dezvolte și pe care să se sprijine, îi punem limite... Da, îi spunem despre reguli, îl învățăm despre respectul de sine și respectul celorlalți, pentru că de multe ori ce se întâmplă? Părinții îi cer copilului să uh, manifeste empatie față de celălalt, uh, să, re să respecte pe celălalt, uh, să-i ofere celuilalt, să împartă, cum se spune, uh -huh, să împartă uh -huh, așa, da, da. fără uh, ca înainte să se asigure că acel copil, în primul rând, se respectă pe sine, se iubește pe sine, este empatic cu sine și își oferă lui însuși. Practic, pentru a se dezvolta normal, copilul are nevoie în primii 2-3 ani de viață să primească el necondiționat iubire, mâncare, ce are el nevoie, joacă, timp, atenție și el învață că așa înseamnă iubirea, să, să primești și după aceea oferă și el iubirea, în felul în care el a primit-o, oferă și el altuia. Da, când da, primește da. empatia mamei, învață să fie empatic. Când este respectat, învață să respecte. Pentru că învață că așa așa este normal să te comporți cu un om, să fii respectat. Eu sunt omul pe care îl cunosc cel mai bine pentru că sunt în fielea mea. Mm -hmm. Și când mama mă respectă, așa învăț să mă comport și eu cu ceilalți. Nu poți să nu respecti un copil și să-i ceri să respecte pe altul. El nu are noțiunea asta integrată, nu știe. Nu poți să iubești pe altcineva Când nu te iubești pe tine mm -hmm, mm -hmm. Știi? Da. Da. Mă la un lucru Că acum vine și Crăciunul uh -huh. Și e și perioada asta cu criza Acum mulți părinți uh -huh. fa... Dar se întâmplat și în anii trecuți Adică nu e Mulți cumpără cu carturi de credit De exemplu cadourile pentru că vor să mulțumească copiii uh -huh. Dar practic din bani pe care De fapt tu nu iai ai bani împrumutați de la bancă da? Asta Și cât de bine, că cum îi poți explica copilului că tu nu îi poți că nu-i poți oferi cadoul pe care și-l dorește, mai este perioada asta de criză că și o să vină cred că undeva din martie încolo, s ar putea să vină o criză mult mai, ceea ce avem acum sunt normal primele semne pe care le vedem în anumite zone din țară dar deja tăvălugul vine uh -huh, uh -huh. cum îi explici copilului că nu-i poți oferi ceea ce el își dorește poate își dorește o jucărie foarte scumpă uh -huh, uh -huh. Da, aici, în principiu, în timp, copilul cam simte cât se poate și cât nu se poate în familia lui. Adică, într-o familie fără posibilități, cum spuneai și tu, când erai în copilărie, nici nu aveai curajul să ceri sau să crezi că se poate pentru da, că nici asta, nu știai că primit, o să-ți ofere. Asta e, niciodată n-am primit că n cadou, da. pentru că n-am avut, am da. familie și săracă, evident, mm -hmm. și n-am avut de unde, știam că suntem săraci, -am, am acceptat ca atare, că n-am cerut e, exact, niciodată. Exact, asta, asta e în primul rând, copilul știe exact care e contextul familiei, Uh, în al doilea rând, iar eu am crescut într-o familie la fel. Am prins și perioadele astea cu schimbări de regimuri și uh -huh. uh, cu lipsuri financiare foarte mari, și primeam de Crăciun. Mi-aduc aminte. Uh, chestii utilitare, da, mai o mult, haină, da, chestii exact. de colorat... Da, pentru și în special pentru școală. Adică, da, să încep da, școala am da. îmbrăcat exact după la, vacanță. La un moment dat nici nu mai știu ce vârstă aveam, oricum aveam peste 10 ani, am primit o brățară de argint. Mama mi s-a părut că am, am primit, știi? Adică, e încă, e încă un det Deci, în primul rând, copilul simte care este situația familiei și cât ce așteptări să aibă și în al doilea rând ducă ca părinte adică oricât de mici ar fi veniturile un cadou chiar și simbolic cred că poți să faci copilului mm -hmm. cred că despre asta este vorba că da, până la urmă da. ce contează pentru copil mai mult decât acea jucărie scumpă este magia sărbătorii da, 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 și da, da, este da. de a fi împreună cu familia și dacă părintele reușește să, să creeze această magie Va fi mult mai prețioasă pentru copil decât să, să fi primit un iPad sau un nu știu ce telefon mobil sau un nu știu ce. Da, da. Păi, de asta, magia sărbătorilor, noi avem de obicei moșcăciul, care moșcăciul e o chestie comercială, pur comercială și atât. Adică nu prea are de a face foarte mult cu ce înseamnă, de fapt, nu știu, creștinismul, că de aici vorbim, de fapt, de sărbătorile de iarnă, nu? Uh -huh, uh -huh. Ei, și asta mă, mă întreb, este bine copilului. Să-i spui că nu există Moș Crăciun sau de la ce vârstă. Sau poate, dacă se uită prin copil, poate există. <laughs> <Nu știu. laughs> da, 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 da. Da, uh, da asta e, e o întrebare bună și, până la urmă, este la latitudinea fiecărui părinte. Uh, copilul meu crede încă uh, că există Moș Crăciun și... Pentru că și eu, la vârsta mea, la vârsta lui, credeam că există moș Crăciun. Găseam cadouri în dimineața zilei de Crăciun, și atunci e frumos, e frumos, e o, e o sărbătoare, va descoperi la un moment dat. Uh, evident, mi-a pus întrebări. Sunt părinți care, din prima, spun că nu există Moș Crăciun și um, cadourile le facem noi între noi și pun accent pe a oferi, a uh -huh. face sărbătoarea, fiecare prin contribuția proprie uh -huh. în familie. Pe sărbătoare, exact, adică pe exact. sentimentul... E la latitudinea fiecărei familii. Uh -huh. Iată, tu probabil că ei spune din start că nu există Moș Crăciun. <laughs> Nici mă, nu, deci, nu m-am gândit niciodată la asta, dar cum aș fi da. făcut eu. Eu știu că pe mama am văzut-o într-o dimineață, atunci mi-am dat seama că nu exista Aveam niște. Ce vârstă aveai? Cred că aveam, aveam șase ani Aha. și sora mea era mai, mai mică cu doi da, ani și stăteam și nu știu ce am vrut eu să fac ceva prin casă. Și am văzut pe mama cu o pungă cu dulciuri că și haide, ce mai erau acolo Că da, atâta da se da, putea da, da. Fugea cu punga să le pună acolo și am știut, dar nu i-a zis surorii mele, nu am lăsat-o să se da, pentru că nu am vrut să-i stric magia. pe am lăsat-o să creadă în continuare, dar am știut să Mama, și i-am zis eu după aia pe ocolite, știi, că te-am văzut atunci, da. chiar venea să și râd când am văzut-o fugind da, așa da, cu da, punga da, aia Da, 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 altfel, altfel cu banii în familie și așa, altfel e important să ne implicăm ca părinți în educație financiară a copiilor Oricum, în România, educația financiară și a adulților e la un nivel destul de jos da, dar am, lumite, eu am observat da. chestia asta, că se fac de obicei cursuri și discute. am avut aici alături uh -huh. de mine, am avut și o discuție neoficială și cu alte persoane, ei merg în școală să facă chipul educației financiare și am vorbit cu copiii care au făcut, ei, uh -huh. oamenii din bănci, probabil nu știu ce fel ce, ce, ce am discutat cu ei și ei au învățat tot fel, dacă părinții cheltuie mult, ei vor face la fel, deci că da, știu, am învățat asta, asta la școală, mi se pare o prostie, e dacă părinții îmi dau eu cheltuiesc toți banii pe tot ce vreau eu. Adică și sunt părinți care le dau foarte, destul de mulți bani pe da, copiilor. Exact. unii chiar scot chiar, chiar pe credit. Asta e. Da. Asta pe mine m-a șocat că uh -huh. știu cazuri, știu personal niște cazuri în care da. pe credit nu știu, nu mi se pare normal, știi, trebuie totuși copilului să-i spici, băi, noi nu avem bani ăștia, noi banii ăștia unde de la bancă, trebuie să-i dăm înapoi. Da, 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 exact. Totul pornește de la educația adultului. Da, da, da. da. Adică, și exact cum spui, poți să-i explici copilului la școală toate cele, să-i spună învățătoarea, profesoara, așa, dar dacă el acasă vede părintele luând credit pentru vacanță sau uh, luând credit pentru televizor sau da, pentru da, așa, da. va face și el la fel. Nu mai cum. Da, poate că la un moment dat, când va fi adult și va, uh, va suferi de foame după ce și-a cheltuit tot salariul și nimeni nu o să mai vrea să l împrumute, uh -huh, atunci uh -huh. își va pune întrebări. Da, da, da. Dar până atunci, până atunci nu. De, 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 da. de, de, de ce crizele te învață foarte mult. De dacă treci printr-o criză și o dacă simți te puternic... Da. A doua oară nu cred că mai face aceeași da, greșeală. Da, 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 da. Da, de, din păcate sunt în același timp persoane care se bazează pe împrumuturi, care fac tot felul de împrumută de acolo, dar în altă parte. Da, e important, totuși, o organizare financiară și o. o, o... Organizarea bugetului, pentru că întotdeauna poți să găsești zone de unde să economisești, sunt zone de unde să mai faci bani, okay, cum să mai okay. câștigi niște venituri în plus, dacă vrei să faci asta. Sunt, sunt soluții dar într adevăr e nevoie de dedicare și implicare și da. cum... eu nu înțeleg cum poți învăța copilul să înțeleagă valoarea banului. Adică noi ca adulți noi venim la muncă, pentru mm -hmm. faptul că muncim și faptul că noi stăm aici față în față și discutăm, asta este muncă. Da. Că o facem din plăcere, cu totul altceva, dar <laughs> da. este muncă, adică noi venim și noi trebuie să câștigăm da. banii respectiv, mm -hmm. că noi înțelegem valoarea muncii noastre. Mm -hmm. Copilul, dacă îi primește direct așa de la părinți, nu cred că pricepe, și eu nu pricepeam la bine că, că nu aveau, știam că nu e cu tot o altă situație, dar în general îmi dau seama că copiii n-au cum să piciapă, că ei primesc direct, adică nu știu ce este în spate, cum omul la muncește, părintele tău muncește și poate un se pe ca unui copii să-și trateze urât părinții pentru că e că bani, mă, nu lasă-mă în pace. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Da, în primul rând, copilul vede că părintele muncește pentru acei bani. Dacă e la muncă, poate lipsește weekend de acasă, poate vine târziu, el vede că părintele muncește. În al doilea rând, un copil care are asemenea atitudine lipsită de respect și de apreciere față de părinte, cel mai probabil a primit și el la rândul lui atitudine lipsită de respect și apreciere de la părinte față de el. Și atunci, așa, exact cum seama de mi așa am învățat că se te comporți cu omul drag mm -hmm. prin respect și lipsă de apreciere. Da, 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 da. Și îi spunem îi explicăm. Uh, uite, pentru banii ăștia pe care eu îi fac pe lună și din care acoperim rata, cheltuile pentru școală, mâncare, after school, grădiniță, ce mai e nevoie, eu lucrez, mă duc la serviciu sau lucrez, am firma mea, da, și fac asta, 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 da, uite, da. pentru asta trebuie să fac asta. Da, și de multe ori a avea propria ta afacere implică mult mai mult efort și timp dedicat decât să mergi exact. de optare la muncă. Da da, da. da, da. Și atunci copilul vede și înțelege. Adică eu pot să spun din experiența mea personală: nu, nu m-am confruntat cu situații concrete în care copilul nu a apreciat banii. Adică uh -huh. sunt momente în care pot să iau ceva, sunt momente în care bă, nu am suficienți bani ca să iau ceva și spun, ok, uite, luăm când, când e sau luăm de ziua ta sau luăm, depinde ce cerești, ce vrea. Dacă îl înveți cu un buget, ăsta, ăsta este bugetul tău de săptămâna asta. Dacă ești cu minte sau faci nu știu ce, te o să mai primești încă atâta, uh -huh, uh -huh. oare poate fi învățat da. să. Eu personal, își da. Sunt persoana, sunt, și... da. Sunt părinți care fac chestia asta. Eu personal, din punctul meu de vedere, duce la o motivație din exterior. Adică, da, el va, va fi cu minte. Ce înseamnă cu minte, asta e o altă întrebare, dar va fi. Va face ce vrea părintele Ca să obțină acei bani Și dacă părintele nu mai are bani ce face Nu mai duce gunoiul, nu-și mai face curat da, da, în da, cameră da, 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 da. Nu-și mai face temele, nu mai citește știi? Uh, Ori când copilul citește de plăcere uh, E altceva Mi-aduc aminte O colegă din generală Primea bani de la părinți pentru fiecare carte citită Și venea cu carte și la școală și citea da, da, da. Dar uh, nu știu, e o soluție De exemplu Eu citeam de plăcere Și copilul meu citește de plăcere nu l-aș motiva cu bani Sunt lucruri pe care e important să le facem Pentru că locuim împreună în aceeași casă Și da, contribuim da, da, da. la curățenie Contribuim la, da, la Mergem împreună, facem cumpărături Uh, știi? Iar banii pe care îi primește copilul îi primește pentru că uh, să-și acopere cheltuielile pe care le are. Nu știu, să-și ia o gustare sau să, uh, să și ia căiete manuale sau ce mai trebuie pentru școală sau vrea un tricou el. sau... A, se poate și așa, nu? Să-și cumpere... Da, 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 sigur. Ca să vadă el, bă, uite, pentru școală am nevoie de... Da, da, sigur, se poate și așa. Mai aleg eu ce vreau din... Da, 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 da. Din toată gama. Exact. Ai, adică le cumperi tu. Da, 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 da oricum, oricum, uh e bine să, și aici, iarăși, e bine că am ajuns la punctul ăsta, e foarte, E foarte important și de foarte mare ajutor să îi oferim copilului de mic oportunitatea să aleagă, să îi oferim opțiuni și oportunitatea să aleagă. Bineînțeles, în limita, în limita exact, da, da, că dacă el vrea iarna sau ea fetița, să zicem, vrea iarna să meargă uh, în fustiță și în cu picioarele goale la grădiniță, da, nu este da, în regulă. Da, da, și da, atunci da. îi oferim posibilitatea să aleagă dintre, nu știu, colanții cu steluțe sau colanții cu unicorni sau da. colanția roșii uh -huh, uh -huh. și cu fustița asta, știi? Uh, și uh, pe măsură ce copilul alege din, dintr-o paletă uh, să zic uh, sănătoasă și potrivită pentru el, el învață să în primul rând să și manifeste și să și da, își crește acest mușchi, mușchi de a alege, de a face alegeri și de a-și asuma responsabilitate pentru alegerile da, sale. Da, 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 da. Știi? Uh -huh. Și, de exemplu, o, o problemă a multor părinți este ține de temele pentru acasă și mulți părinți își petrec ore stând în spatele copiilor motivându-i să facă teme. cum era și în cazul meu stătea mama lângă mine exact. acolo și, și de ce? Și, pentru și că, că Ești prost, nu pricepe. uite! Iată și metoda asta de a critica și așa pentru că da spunându-i copilul ești prost, nu pricepi, copilul ce învață? Aha, sunt prost. Pentru copil cuvintele mamei și cuvintele tatălui sunt litere de lege. El nu le pune la îndoială. Poate în sine lui se mai luptă cu ele, dar el învață. Ok, sunt prost cum să mă fac Cum să fac să nu se prindă ceilalți că sunt prost? Sau sunt prost, cum, hai să încerc să demonstrez că nu sunt, dar de fapt, cine vrea să demonstreze că nu e prost? Cine crede că e prost, nu? Da, 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 Știi? da, 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 da. Știi? Uh, da, uh, dacă l-ar lăsa să se ducă la școală cu temele nefăcute, da, și copilul să să, uh, să trăiască aceste consecințe reale ale da, comportamentului da, da, lui, da, da, da. păi s-ar putea ca doară să nu mai facă. Mm -hmm. Știi? Da, da, da. Însă, în schimb, când părintele bă, stă acolo și uite, bă, ești prost, fă, n-ai voie la ecran, nu asta, nu asta, nu asta, stai și fă teme, copilul nu, nu, mai, practic, nu mai e în, în luptă cu școala, ci în luptă cu părintele. Așa e, da, Știi? Da, 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 da. Așa, altfel, școala e provocarea, da, teme, școala, școala, temele mele, mă pun și le fac, nu mă duc, nu le fac, primesc un insuficient sau un doi. Și după aia, cu toată rușinea pe care o să o simt la școală, Pape doar nu mă mai duc așa. Știi? Da, 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 da. Da, da, asta se întâmplă. Ba, citeam că veneam în încoace spre. înainte să, să facem interviu, vream cu metrou și citeam un articol în presa din stăinătate. Au vrut să vadă cum se cresc copiii de succes, adică viitorii adulți și au luat persoane care au avut, ai căror copii au ajuns pe la 20 ceva de ani și au business-uri proprii și au foarte mare succes. Au luat vreo 72 sau 78 de astfel de, de părinți și am înțeles de acolo vreo două chestii, nu știu dacă o fi așa. Într-un caz, i-au învățat să-și rezolve de, de mici problemele. Orice, că în, caz, în multe cazuri, stricau singuri uh, radio ce câte-te pui și le faci înapoi, fix cum era. Și mm -hmm. ei învățau totodată să repare mm -hmm. lucruri, să... E, cum, cum e cu, se poate poți învăța de mic să îi cum, 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 cum să-i deschizi mintea spre antreprenoriat, că practic ei, asta au fost cu toții, antre, antreprenori uh -huh. de succes. Uh -huh, uh -huh. Oricum, din ce spui, și mentalitatea părinților nu e una chiar obișnuită. Nu? Din moment ce părintelui i-a venit ideea să. să când a stricat ceva, să, să îl repare, stimuleze da, da. pe copil să repare. Da, deci, da. deja mentalitatea părinților este una de. a de a repara, nu de consumerism de a da. gata, s-a stricat, aruncăm ci de a repara uh, asta o dată și doi e foarte, foarte posibil ca și părinții să fie cumva din zona asta antreprenorială să aibă deschiderea asta a minții pentru că nu e ușor că având părinții angajați strâng din mentalitatea asta de angajat, angaja da, după da, aia da, da, să da, treci. Da, da. Cam de multe ori ajung oamenii la antreprenoriat însă tot, -o, după o perioadă de angajat exact, în care exact, se deschide exact, apetitul exact, și vezi că se poate da, și așa, dar da, da. o faci pe cont propriu da, în același timp ce se poate face, și asta are legătură și cu întrebarea de mai devreme, cu educație financiară, copiii pot fi stimulați să facă mici afaceri, să spunem. Uh, cumva ce pot ei la vârsta lor că se organizează sunt școli, sunt uh, cursuri în educația asta informală da, pentru copiii da, care da, stimulează da. să, nu știu, facem limonadă și o vindem Dar... într-un mall uh -huh, sau uh -huh. undeva într-un parc sau fac diferite da, diferite da, da. nu știu, brățări mărțișoare și le vând uh -huh. iar știu cazuri concrete da, uh, da, da, care da, da, fac și atunci copilul în momentul în care e implicat într-un asemenea proiect, el uh, Face un efort și câștigă banii cu mâna lui, și atunci altfel îi apreciază. Uh, și altfel, întrebarea ta cumva ține, ține foarte mult de ce educăm astăzi la copiii noștri pentru ca ei să fie niște adulți de succes pe termen lung. Uh, și ce acolo, cred că depinde și da. ce înseamnă succesul în ochii fiecăruia, dar asta e cu tot altă discuție, e, cred. E, că, e altă da. discuție, însă de la asta, într-o situație concretă, de la asta e important să pornim. Pentru că dacă pentru un, exact, pentru un părinte, pentru care succesul înseamnă copilul să fie angajat la un job toată viața, îl va educa într-un fel. Da, pentru da. Un, părinte, un părinte pentru care succesul înseamnă copilul să fie fericit și împlinit Indiferent de unde lucrează și ce face, îl vei educa altfel, uh -huh, știi. Uh -huh. Însă pentru mulți părinți, pentru că sunt așa furați de, de nu știu, de realitatea asta cotidiană și de, momen, de provocările momentului, pentru mulți părinți pare să fie mai important ce notă ia copilul la școală, ce, da, cum ce performanțe a avut la un sport pe care poate nici nu-i place copilului, dar e important o să. să, dar chiar o să chestia, dar trebui, da, asta da. contează și din cauza asta mulți părinți trimit copiii să facă tot felul de lucruri de genul, de genul ăsta. Și copiii nu-și doresc. Adică, da. că cei copii, mulți, se duc acolo că sunt obicați și, de fapt, și tu cred că ca părinții, eu cred, dar nu știu că nu, nu sunt părinte, dar că, de să mai scapi de ei. Hai, că mai scapă două ore, l-am trimis, nu știu, la Judo. ei, dacă, și, ai. dacă ar fi, măcar dacă ar fi așa, dar tu ca părinte trebuie să-l duci să-l aduci. Adică, alea da. două ore tu le pierzi, da. știi? sau cel mult dacă te poți concentra să lucrezi de pe telefon sau de pe laptop sau știi, eu un da, timp pierdut da, nu e un, da. e un efort pentru părinte nu așa e că e, scap da. de, de copil uh -huh. uh, e, de multe ori e, uh, asta vine tot dintr-o lipsă a părintelui tot dintr-o din nu știu poate din suferințele lui din copilărie nevindecate pentru că uh, unii părinți gândesc așa eu n-am avut în copilărie, așa aș fi vrut să fac instrument muzical și vreau să învăț și eu pianul, acum pe copil îl înscriu că... la pian, vrea, nu vrea, lasă că îl înscriu. Sau eu am crescut, nu știu, într-un oraș în care nu aveam bazin de not, dar acum în București, atâtea bazine, e, scrie, de de cu... obligatoriu copilul să facă not sau alte sporturi sau așa. Da, da, e da. foarte important să așteptăm să vină din partea copilului, da. E, e minunată intenția părintelui de a susține copilul și pe dezvoltarea asta informală, fizică, sporturi, da, da. muzicală. Este minunat, este excelent. Și, cu siguranță, fiecare copil are anumite sporturi care îi plac, anumite activități care îi plac, cu siguranță. Ideea este. Să ne uităm mai întâi la copil ce vrea, și da. după aceea să-l să ducem unde îi place și lui. Pentru că altfel ne satisfacem o nevoie a noastră, a părinte. Deci, de fapt, ne, ne oferim îmi ofer mie, e? copilului, da, da, exact, că, ce exact, n-am da, avut. Ce am avut știi? exact, exact. Și da. nu mă mai interesează dacă are nevoie copilul sau nu. Și atunci hai să o facem frumos, să iau și eu să ia și el. Da. <laughs> sau mai bine eu să recunosc că, da, n-am avut eu ce? și de asta îi dau lui. Da. Și să accept cu deschidere. Nu, că nu vrea. mi place. Asta e. Nu-mi place, nu-mi place. Când o să-ți placă ceva, mergi. Exact. Și cu copilul meu am avut chestia asta, am avut provocarea asta, că nu-i plăcea nimic, nu vroia nimic. A fost la niște cursuri mai mult așa de curiozitate și ok, hai să merg, dar nu i-a plăcut neapărat. Și în timp I-a plăcut robotica, i-a plăcut karate, mm -hmm. în notu, adică în timp descoperim Descoperă, lucruri care îi plac. Exact, da, da. Știi? Da. Și, da, dar eu -am, am avut tot timpul încredere că o să vină momentul când va ști ce-i ce, ce place. Și la fel, poate o perioadă să persevereze într-un sport sau într-o activitate, după care să spună, ok, nu mai vreau asta, vreau asta. E foarte bine. Dacă nu acum, când e copil, să încerce când, da, știi? Da, da, da. <laughs> Da. Mulțumesc mult, e păcate nu mai avem da, timp. Cu drag, cu drag. Și eu mulțumesc, și eu mulțumesc. Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă.